ăștia hoți, mama Rolato. Bună seara, stimați telespectatori! Campania Nord-Vest TV te consultă continuă, așa cum v-am promis în fiecare vineri, medici, specialiști, medici care fac în așa fel încât sănătatea noastră să fie așa cum trebuie aici la Satul Mare, să nu fim nevoiți să mergem în alte localități, iar toți specialiștii care sunt în această emisiune sunt alături de noi în această campanie. Nord-Vest TV te consultă, așadar cei care veți interveni în partea a doua în direct cu anumite probleme legate de specialitatea fiecăruia, bineînțeles, veți putea beneficia și de consultații gratuite. Astăzi alături de noi, prietenul nostru Mircea Muncean. Bună seara, bine ai revenit, la mulți ani, că e prima emisiune din acest an. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, la mulți ani tuturor telespectatorilor și sperăm într-un an mai bun ca cei care au trecut și să privim numai în față. Optimist! Cea mai grea zi din viață a fost ziua de ieri. Da, cam așa. Exact. De altfel, dorim să-i mulțumim lui Mircea și pentru faptul că a fost alături de noi atât în campania care s-a desfășurat în decembrie, Lista Moșului, a fost și el ajutor de moș. Îți mulțumim, Mircea, pentru acest lucru. Mulțumesc pentru onoare, a fost o plăcere pentru mine să pot să particip alături de mulți invitați pe care i-ați avut, cu o mică parte ca ajutor al moșului. A fost o plăcere, în primul rând, pentru că acei copii pentru care ne-am străduit să le facem câteva bucurii s-au prezentat, au venit, au așteptat moșul acela. Exact, și a fost, să sperăm, pe sufletul lor. Puțin de la noi, mult de la cel de sus și de la alții și să sperăm că încet, încet ne putem ajuta. Îți mulțumim și pentru faptul că ești alături de noi și în această campanie. Nord-Vest TV te consultă, ai fost și anul trecut și în acest an, pentru că încercăm, tu Mircea, acum știi probabil cel mai bine, încercăm să convingem sătmărenii să formăm un fel de cultura sănătății și aici în România și aici în Satul Mare. Mulți dintre ei nu merg din motive de timp, de comoditate sau chiar financiare. De aceea încercăm să venim puțin în sprijinul lor și să ajungă la timp, la medic, că atunci totul e mai ușor. Orice boală se vindecă mai rapid. Evident. Deci descoperită la timp. Da. Consultațiile preventive, toată lumea spune lucrurile acestea, sunt cheia unei societăți sănătoase. Deci prevenția este mult mai ieftină, în primul rând, decât cura unei anumite boli. Și mai eficientă. Și nu vorbim de acest lucru la nivel de societate, pentru că atunci să ai o populație sănătoasă este mult mai puțin costisitor decât să ai o populație îmbătrânită și îmbolnăvită care nu reușește să performeze, mai ales vorbesc la vârsta adultă, la vârsta capacității de muncă, și atunci lucrurile se complică foarte mult. Oameni sănătoși și veseli, societate prosperă. Prosper. Oameni mohorâți și bolnavi, societate în decădere. Asta este. După cum vedeți și pe burtieră, Mircea Muncean este medic specialist obstetrică ginecologie și, mă rog, în dublă calitate, pentru că este și directorul clinicii Ginoprax, clinică care reușește să fie la standarde înalte, în așa fel încât mamele, viitoarele mămici din Satul Mare, doamnele din Satul Mare, să nu fie nevoite să se deplaseze în alte localități sau chiar în alte țări. Acum doar cei care cred că e mai trendy să naști, nu știu, pe unde, în Ungaria sau în altă localitate, merg, pentru că ceilalți s-au convins că serviciile medicale sunt de aceeași calitate și la Ginoprax aici în Satul Mare. Lucru care eu am încercat să le conving și prin competența mea și a colegilor mei, cât și prin ceea ce am făcut acolo ca investiție, că într-adevăr ne ridicăm la standarde foarte înalte în ceea ce privește profesia aceasta și nu numai pentru mămicile sau viitoarele mămici avem acolo activități, trebuie să fac o disociere între branduri, între obstetrică și ginecologie și clinica Ginoprax. Acolo sunt și serviciile celelalte conexe care funcționează independent de partea de spital, de maternitate, respectiv laboratorul de analize medicale și laboratorul de osteodensitometrie de DEXA. O să vorbim despre toate aceste analize, pentru că ai și contract cu casa, da, deci sunt analize... Da, pe toate serviciile posibile. Da. O să vorbim despre toate aceste lucruri, stimați telespectatori, și bineînțeles în partea a doua așteptăm și telefoanele dumneavoastră. Haideți să vedem, ca de obicei, principalele titluri. Gazeta de Nord-Vest: Franco Elvețian a atins un nou maxim istoric. Am vorbit despre Franco Elvețian și despre faptul că cei, sigur, unii au riscat, crezând în anumite facilități care îi dau la vremea respectivă. Acum le știi și tu pe astea, Mircea, cu creditele, și știi cât foarte e... bine. Când trebuie să le rambursezi, când îi primești, e așa euforia aceea, că pot să mă descurc, dar
plata creditelor devine împovărătoare la un moment dat, mai ales dacă nu ai un confort. La noi, în România, problema este menținerea unui standard de viață sau a unui business, care să știi foarte clar, domnule, mi-am luat credit pe 25 de ani pentru că știu că această afacere sau ce am, merge 25 de ani, mai da, bine sau da, mai rău, da. Dar are un minim de la care poți suporta acel credit. La noi, în România, acest lucru, din păcate, nu este valabil. Suișurile și coborușurile sunt atât de rapide și de imprevizibile, încât foarte mulți pot să falimenteze printr-o simplă alegere a, de exemplu aici, a monedei de creditare. Este foarte, foarte greu să faci anticipări pe termen lung în momentul în care nu ai nicio siguranță în ceea ce privește ziua de mâine, în ceea ce te privește pe tine ca persoană, ca job. La noi trebuie să fie o preocupare, la alții ei habar n-au, toți au credite în țările civilizate, dar știu foarte clar, li se reține din salarii, nici nu interesează cât, nici nu li se dă credit mai mult decât pot produce. Nu simt. Ei nu le scade nivelul de viață și standardul de viață pentru că au un credit din care își permit diverse lucruri. Ei, la noi, în momentul în care ajungi să-ți iei credit ca să-ți cumperi televizor, deja vorbim despre un alt nivel al posibilităților existențiale și atunci, sigur că da, n-ai ce să faci, acolo riscurile sunt foarte mari. Și e greu, știu, și eu am credite și am credite. Așa, ca valoare, bun. Exact. Asta e, atunci au fost facilități. Dobânda era cea mai mică la franco-elvețian, lumea s-a înghesuit, sigur că noi încercăm să mergem pe aceste oportunități, doar că trebuie să ne gândim că oportunitățile implică și un risc. Vrând nevrând, un risc asumat și care, iată, acum s-a dovedit necâștigător, să mă exprim așa, pentru... E greu. În primul rând, nimeni dintre cei care accesează un credit nu sunt finanțiști de meserie, ca să o luăm așa. Acolo ar trebui făcute, gândite. Ideal... Altfel, politica de creditare ar trebui schimbată și, în primul rând, politica de protecție a celui care solicită un astfel de credit. Ideal ar fi să iei credit cu moneda pe care o câștigi. Adică, ar fi foarte bine, dar dobânzile la moneda... Pentru că așa zice, e o problemă. N-a crescut dobânda la franc, a crescut francul. Francul a crescut, deci da. Nu omul e de vină. Deci el a ales un credit oportun. Dobânda, da, am luat franc elvețien, creditul în franc elvețien, unde de cât o fi? X%. Problema e că dacă francul își dublează valoarea în ceea ce privește devalorizarea monedei naționale, nu este vina mea ca persoană că am făcut alegerea respectivă la momentul respectiv. Da, da. Sigur, ne asumăm riscurile la global, că așa e filmul, dar așa găsim pentru fiecare. Acum sunt cei cu franc elvețien. Eu am avut... De exemplu, un credit pe care nu l-am folosit absolut deloc. Am avut nevoie într-un moment dificil al vieții mele, când era tata foarte bolnav și aveam posibilitatea de a accesa un credit. Și vroiam să am niște bani deoparte în ideea în care reușesc să fac ceva în domeniul medical pentru tatăl meu și să plec în străinătate. Un credit în francez sau tot în francilvețieni. Nu m-am atins de el. Din păcate, tata s-a stins și ulterior am rambursat creditul și am pierdut 2000 de euro în 5 luni când mi-au stat banii la dispoziție. Fără să-i folosesc absolut deloc, nici măcar nu am scos din cont. Asta este, mi-am asumat dobânzile respective, n-am ce să fac, dar știam că dacă am nevoie mâine de acei 50.000 de euro sau câți erau să plec la o clinică unde măcar la nivel teoretic viața tatălui meu putea fi salvată, îi scoteam fără să mă gândesc și plecam. Și plecai. Dar, deci, e un risc. Banca trebuie să ia să câștige și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Este o afacere, nu... Nimeni nu se lucreze în pierdere, nimeni nu vrea să facă lucrurile acestea. Da, acum, numai, sigur, că la noi, afectările numai că la noi băncile și-au cam diferite. Luat un cap, să zic așa, și asta și datorită conducerii tuturor guvernelor de până acum, care nu le-au tras un pic de urechi și băncile au devenit niște cămătari cu acte la noi în România. Sunt efectiv cămătari cu acte în regulă și din ceea ce privește dobânda și mijloacele de recuperare și absolut tot. Asta e, din păcate, trebuie odată și sper că odată cineva o să pună punct acest. Trebuie să se uniformizeze lucrurile, da, și să se alinieze băncile la o anumită politică, probabil o strategie națională. Noi aici avem o problemă, peste tot. La orice nivel discutăm, ajungem la strategii naționale în domeniu și toată lumea ridică din numeri. Da. Am zis-o și pe asta, mulțumesc frumos, revenim. Cam așa cumva. Nu există. În momentul în care tu nu-i spui clar că jucăm după regulile astea, fiecare vine și îți impune regulile lui. Regulile, automat, pentru un capitalist, regulile sunt să câștige. Dacă se poate să câștige cât mai mult și dacă se poate să câștige tot profitul ieri, este foarte bine. Atât timp cât noi le permitem ca români, ca pe teritoriul țării noastre să facă treaba asta, nu avem decât să suportăm consecințele. Da, pentru că tot vorbim de sănătate, iată, sănătate la standarde europene pentru mii de copii, este vorba de secția de pediatrie din Tășnad, care sigur că da, era într-o stare deprobabilă, mă rog, cel puțin când am văzut-o ultima dată,
iată că s-au finalizat lucrările și serviciile sunt la un standard mai ridicat. Sigur că Tășnadu este o localitate importantă, până la urmă devine, iată, încet, încet și stațiune și plus că sunt multe localități în jurul Tășnadului care mulți copii... Da, și acces destul de dificil ca adresabilitate pentru satul mare, acolo ar trebui făcut un centru destul de puternic, măcar de diagnostic, local. Triaj și terapii locale pe cât posibil. Ar fi, spitalul ăla ar trebui, să zic, revitalizat ca idee, dar e foarte greu, tot cu oamenii ai o problemă. Da, multe personal. Alte titluri interesante, jocul de glezne al PNL, sigur că da, acum joc de glezne se face, e practic această oportunitate a PNL-ului care încearcă să ajungă la guvernare, asta e, fiecare partid politic are ca principal scop ajungerea la guvernare. Acum, sigur că da, nu e chiar așa de simplu, până la urmă s-a dat un vot în 2012, un vot în 2014, fiecare cu votul lui cum ar veni, iar în 2016 avem ocazia din nou să dăm cu votul, da. Să punem votul și să dăm cu votul, da. Informația zilei, cultul lui Vasile Lucaciu a fost relansat de colegii noștri, iată pe prima pagină, editorialul semnat Dumitru Păcuraru, PSD reintră în campanie electorală, deja. Gata, numai ce campanie, abia acum s-a terminat, hai să mai răsuflăm un pic, să mai punem mâna pe treabă și mai e până în 2016 acum, iar ne apucăm de campanie de pe acum, o ducem, chiar că o ducem numai din campanie în campanie, până la victoria finală, da. Și sigur că da, multe alte titluri interesante pe care le găsiți și pe portal SM, pe satmareanu.net, pe Satul Mare Online și pe Vocea Transilvaniei. Vocea Transilvaniei cu foarte multe accesări, este un online regional, dar cu multe, care provine din Satul Mare și cu multe știri interesante din Satul Mare. Puteți intra chiar acum pe Vocea Transilvaniei, iar la ora 20 cele mai tari știri din Nord-Vest, știrile Nord-Vest TV, o să vedeți știri foarte interesante și astăzi, apropo de buget, apropo de anumite drumuri și chiar apropo de cum să vă parolați calculatorul și telefonul ca să nu aveți surprize. Noi revenim la discuția noastră. A fost un an 2014 cum? Din punctul de vedere, mă refer acum a managerului Mircea Muncean. Un an greu din punct de vedere managerial. Probabil nu numai eu am simțit, probabil și în alte domenii s-a simțit lucrul acesta. Tipic României, un an instabil. Încercăm să ne familiarizăm cu anumite reguli după care jucăm, regulile se schimbă din mers, bineînțeles de pe o zi pe alta, este foarte greu să ții pasul și să poți anticipa absolut toate aceste lucruri. Din punct de vedere profesional a fost un an plin de satisfacții, deci meseria funcționează, pacientele vin, ne-a oferit Dumnezeu de complicații și de cazuri dificile care să nu fie soluționate corespunzător. În schimb, aceste adaptări, că de unde pleacă problemele manageriale? Ar fi foarte simplu dacă lumea ar avea foarte mulți bani în satul mare, ar dori un serviciu și îl plătește la taxa pe care o ceri, de exemplu tu ca prestator de servicii respective, în cazul nostru de servicii medicale, și tot ar fi foarte simplu. E momentul în care există acest angrenaj, încerc să-i ajut pe oameni, cum am făcut noi, intrând în relație contractuală cu casa de asigurări pentru cât mai multe tipuri de servicii, există un contract cadru și niște norme care se aprobă în fiecare an. Bineînțeles, ca orice în România, începe în aprilie discuția, nu în ianuarie. Și deci este complet altfel. Da, sunt niște reguli la care te adaptezi după ce a fost anul trecut, ca să încerci să prinzi trendul și să te descurci. Urmează când vine aprilie, în martie afli că tot ce ai realizat tu ca din punct de vedere informativ, cum să-ți gestionezi business-ul ca să reușești să supraviețuiești și să ajuți oamenii în condiții cât mai bune, s-a schimbat. Exact acolo unde te doare, mai vine câte un punct, pe, așa, câte o călcătură, da, pe bătătură. Și atunci din nou trebuie să te readaptezi. Este o muncă foarte dificilă în spatele activității medicale. Este destul de greoaie pentru că sunt foarte puțini specialiști în astfel de domeniu pe care să-i poți, da, pur și simplu doresc să-mi faci aceste servicii, să-mi adaptezi activitatea la legislația în vigoare pentru ce urmea, ce bun, ți-o adaptez la ce e acum, la ce va fi la anul, habar n-aveam. Și atunci trebuie să prindem din nou lucrurile din mers, să le regândim ca și strategie, pentru că, repet, politicile în domeniu sunt foarte greu de
de adus la un moment dat la un numitor comun care să fie după o concepție și după o mentalitate foarte sănătoasă. Că atunci lucrurile ar merge de la sine. Deci este firesc un lucru de bun simț, ca să-i spun așa, ăla nu, teoretic nu vrea să-l schimbe nimeni. Da? Că e absolut instinctiv, îți vine să faci într-un anume fel. Acum, de exemplu, noua distracție, să-i spunem așa, va fi introducerea cardului de sănătate la nivel sistemului medical. Discutam și cu doamna director Georgeta Pop despre cardul de sănătate. Da, ca idee, teoretic, ar putea să fie un lucru bun. Din păcate, implementarea acestor lucruri, care aici e problema. Venim colegii care aparent e drăguță, dăm pe sticlă bine cu ea, uite, asta e o treabă frumoasă, vei beneficia de anumite facilități, va fi totul minunat. E, dacă vine momentul să o pui în practică, se vor întâmpina o mulțime de dificultăți, pentru că acest card, până la urmă, nu va reprezenta, cum am sperat și am crezut mulți dintre noi medicii care prestăm actul medical, un fel de dosar electronic al pacientului. Adică vine pacientul, îți dă cardul, vezi exact ce istoric are. Nu, acel card este pur și simplu, din punctul meu de vedere, va fi pur și simplu o cheie de control, o restricție a prestatorului care efectuează actul medical. Deci acel card îmi garantează, îmi certifică faptul că pacientul respectiv s-a aflat într-un anumit moment, la o anumită oră, în cabinetul meu. Atât. Ce am făcut, ce s-a întâmplat, nimic. Deci, practic, este o mai mult verificare a să spunem, banilor, raportărilor, știu eu, fictive, sau nu-mi dau seama, deci ceva de genul acesta. Deci, nu va fi într-o primă etapă, probabil ăsta este un prim pas, eu sper cel puțin, da? Deci, ideea este bună. Punerea ei în practică probabil va fi mai anevoioasă la început, dar să sperăm că se va fluidifica cu timpul, dar va fi un alt impas al anului 2015, de exemplu pentru mine ca prestator de servicii medicale. Tu ai surpriza, de exemplu, că îți vine pacientul, trage cardul, îl vezi, el îți spune că e asigurat, te trezești la sfârșitul lunii că nu ți se plătește serviciul medical respectiv pentru că pacientul nu era asigurat. Deci acel card nici măcar această corelare nu o face, dar eu să știu, da, domnule, e asigurat pacientul sau nu e asigurat. Deci niște informații minimale legate tocmai de banii din sistem. E foarte bine, că, din punct de vedere a cheii de control al sifonării banilor din sistem, pe o, ce să spun, o breșă mică, e o mică nișă aceea unde ar putea să stopeze acest card pierderile din sistem. Asta e foarte clar. Lucrurile sunt mult mai complexe, dar pe ansamblu ar putea să fie, să spunem așa, strânge un la șurubul la o mică, un sfert de tur, să spunem așa. Deci e cale foarte lungă. Ar putea să fie o primă cheie de control, dar ulterior, dacă se va dezvolta sistemul în așa și fel. Și va ajunge, exact cum ai spus, un fel de dosar electronic a pacientului. Există păi și acest că e dosar pas electronic. Și că acolo se va ajunge. Da, după care apar, sunt foarte multe discuții care pot genera de aici și care sunt greu de dus până la capăt. Probabil eu văd lucrurile într-un anume fel. Cei care au conceput sistemul văd în alt fel. Nu se prezintă lucrurile de la cap la coadă. Noi începem un lucru, îl aruncăm pe piață, domnule, așa se face. Nu spunem nicăieri unde vrem să ajungem. Nu avem un plan cu început și cu sfârșit. Adică nouă în sternă viziune, dar unde sternă ochelarii. La revedere. După aceea ai ceață, vedem noi. Las că ne mai ajută unii, alții. Mai încercăm să mai dregem ceva. Nu va fi ușor. Va fi greu. Pentru că actul medical, în esență, nu este o treabă foarte clară, foarte bine delimitată în timp, foarte matematică, foarte cum vrei tu. Foarte multe acte medicale se fac în afara, de exemplu, contractului cu casa de asigurări, pentru că niciunul din medici, sunt convins, din colegii mei care au depus jurământul Hipocrate, nu o să lase să moară în fața ușii un pacient că e al 29-lea pe ziua respectivă sau că nu e asigurat. Deci aia e clar muncă voluntară din partea noastră, a prestatorilor de servicii medicale. Nu mai vorbesc la nivel de spitalizări și așa mai departe. Deci lucrurile se îndreaptă din nou într-o direcție restrictivă în care tu îți faci munca, ți-o raportezi și ți se îngreunează situația că ai raportat pacientul acesta la ora 2:15, chiar dacă îți intră în numărul de pacienți, iar tu trebuia să-ți termini programul conform ceea ce ne-ai spus nouă la ora 2. N-aveai ce căuta acolo la ora 2:15. Ți se anulează consultația. Care, să ne înțelegem, nu vă gândiți că sunt niște sume extraordinare. Deci o consultație la medic specialist în sistemul medical românesc actual e 12 lei. Atâta costă. Atâta plătește statul că eu, medic, stau de vorbă și consult un pacient asigurat. Deci în sistemul, da.
În sistemul, pe sistemul de asigurări publice. La orice cabinet medical privat care nu are relație contractuală cu casa, merge sub 50 de lei, medicul consideră că nu dorește să-ți facă acea consultație. Deja se mai fac anumite investigații suplimentare, sigur, peste 100-150, da, depinde Se adună. Da. Deci despre aceste sume vorbim, ca să nu ne înțelegem că vorbim dintr-o dată de sute de milioane pe care medicul îi face că tu ai mers sau n-ai mers la consultație și el te-a raportat că te-a văzut. Poate te-a văzut la 8 seara la tine acasă, că ești prietenul lui. Da. Vrea și el să ia 12 lei, probabil. Dau un exemplu, bine, e absurd, dacă ai idee. Și acest lucru devine imposibil. Și atunci lucrurile încearcă să se rigidizeze într-un oarecare fel. Nu-mi dau seama, repet, dacă e bine sau nu, ca pe viitor. Nici eu nu pot să duc lucrurile până la capăt din acest punct de vedere. Este foarte greu. Eu știu foarte clar că mi-este greu să faci o consultație completă, amănunțită și de bună calitate unui pacient, în specialitatea mea vorbesc, în 15 minute cât îți alocă sistemul. Deci clar, îți vei vedea cele 28 de consultații, dar niciodată nu te vei încadra în cele 7 ore pe care le ai, să spunem, într-o normă în ambulatoriu. Dacă vrei să fii conștiincios, dacă vrei doar să faci consultațiile pe hârtie și să iei omul vin o mâine, da, poți, nu e nicio problemă. Vreau să revin puțin la clinică. Până la urmă au început să înțeleagă și sătmărâncele că există condiții la cel mai înalt nivel și aici. Respectiv, a crescut numărul pacientelor care se adresează pentru nașteri, mă refer acum, din punctul de vedere al nașterilor. Da, pe partea profesiei mele, pe obstetrică, ginecologie, adresabilitatea a crescut, nu foarte mult, deci trendul, ținând cont că natalitatea este în scădere, nici eu nu mă așteptam ca dintr-o dată toată lumea care naște în satul mare să nască la clinică la noi, este absolut imposibil și nici nu n-ai cum să visezi așa ceva, dar faptul că noi suntem pe un trend ascendent, deci numărul nașterilor crește de la an la an, pentru noi este îmbucurător, înseamnă că am reușit să câștigăm încrederea pacientelor din satul mare și nu numai. Avem plăcuta surpriză să vină paciente din Sălaj, paciente din Maramureș, paciente din Bihor, deși și acolo există și clinici private și spitale publice unde își desfășoară activitatea un personal de calitate și eu am plecat cu un bagaj de pacienți, ca să spun așa. Eu când am ieșit din sistemul public, când am plecat din Spitalul Județean, aveam deja o bază destul de consistentă de pacienți. Avea bază de pacienți și aveai un nume deja consacrat, oarecum. Fără falsă modestie, consider că mi-am făcut treaba bine și înainte și am reușit să dovedesc că sunt alături de paciente în toate situațiile și le-am câștigat încrederea. Și automat pacienții respectivi m-au urmat în privat. Partea plăcută și bună a lucrurilor este că am observat o creștere a adresabilității pur și simplu la clinică. Deci au început să aibă încredere în colegii mei, care sigur sunt niște colegi foarte buni, dar nefiind din satul mare, fiind veniți colegii de la Cluj, nu erau cunoscuți. În meseria noastră este foarte importantă încrederea. Deci la noi, încă în sistemul medical românesc, ceea ce nu se întâmplă la fel în străinătate, pacientul caută medicul. Medicul X. La el am venit. N-am venit la clinica cu tare, nici nu văd cum arată. Dacă eu mâine îmi deschid cabinet la Băbășești, sunt convins că jumătate din pacienții mei vor veni să mă caute acolo, la Băbășești. Da. Deci nu are nicio treabă. În România așa este sistemul. Dar a crescut adresabilitatea la nivel de clinică, mă bucură foarte mult. Au crescut calitatea, încrederea colegilor mei că calitatea actelor lor medicale este apreciată la fel de mult ca și ceea ce am încercat eu să impun ca nivel de, ca standard de calitate. Și atunci acest trend ascendent de nașteri, și anul trecut am avut, vreau să mint, cred că 200 de nașteri, aproape 200 de nașteri, am depășit cifra de 600 de când am deschis clinica, ceea ce este, spun eu, destul de bine. Anul ăsta cine a fost primul nou născut? La noi în data de 2 a fost primul nou născut, în data de 2. E primul an în care nu avem nașteri de revelion. De fiecare dată era clar că trebuie să stăm cu telefoanele la îndemână pe la 1-2 noaptea, nu exista să nu sune. Acum am avut răbdare și a zis, nu ne strig revelion, hai că mă nasc în 2. S-a născut în data de 2. A fost primul revelion, să zic, liniștit. Exact. Exact, dar primul născut e băiețel și are vreo 4 kg și deci teoretic anul ăsta trebuie să fie barosan de tot. În anii anteriori, primele născut au fost fetițe de fiecare dată.
Și acum a venit un băiețel. Un zdrăvănoc de băiețel. Și, știu, nici, și din, din Sălaj. Ca, știu, ca știu din Sălaj, da. Ia, iată, e foarte bine că ajung să se adreseze pacienți din alte județe la noi, la clinici. Sigur că, da, stimați telespectatori, este foarte important această încredere de care vorbea Mircea și această încredere poate fi probată doar prin profesionalism, un profesionalism de care, sigur, nu se îndoiesc pacienții care vin la tine, dar poate mai au reticențe la nume pe care nu le cunosc, cum ai spus tu, medicii veniți exact. Din alte foarte parte. Mulți, foarte mulți pacienți, exact cum spuneam, caută un medic anume. Eu încerc să modific puțin această percepție, să aibă încredere prin implementarea sistemelor acestea de management al calității actului medical pe care le-am impus și la noi în clinică, să vină la clinică oricând, indiferent că eu sunt sau nu sunt. Acolo există un personal calificat care știe ce decizii să ia, ia deciziile aproximativ ca și ale mele, pentru că lucrăm în echipă și ne-am format o opinie comună și avem discuții și încercăm să uniformizăm calitatea actului medical la nivelul clinicii. Și atunci, indiferent că sunt sau nu, ei să se adreseze pur și simplu clinicii. Oricând vor avea acolo o primire profesionistă și ulterior, dacă colegii consideră că într-adevăr e un eveniment care îi depășește și necesită neapărat prezența mea, merge, mă cheamă să, bineînțeles, dacă sunt disponibil sau dacă sunt situații extrem de complexe care depășesc capacitatea de soluționare a problemelor de către clinică, automat există protocoalele de transfer a pacienților critici, se acordă primul ai încercat ajutor, deci ce să de făcut. Faci, da. Ideea asta de familie și în cadrul clinicii, iar Mircea mai mult decât atât încearcă să facă un fel de mare familie și a celor, a copiilor, mă rog, părinților, copiilor care s-au născut la Ginoprax. Mai faci anul, da, sigur, nu? Acea fiecare an de 1 iunie Clubul Copiilor Ginoprax. Clubul Copiilor, părinților care... Voi face și o asociație cu ideea asta, o să încercăm să ajutăm cât mai mulți copilași aflați în situații materiale mai dificile pe linia asta. Va fi puțin mai greu, că e greu să le fac pe toate, dar încet, încet îmi găsesc parteneri care vor. E foarte important să vrei să faci lucruri și de acolo vor ieși lucrurile mai potignite, mai nu, vor ieși bine, zic eu. Da, trebuie să facem această, din nou, o paranteză, stimați telespectatori. Noi am vorbit, sigur că da, despre partea de nașteri, pentru că este o parte oarecum mai spectaculoasă și o parte de care am fost văduviți în anii trecuți. Iată că acum avem ocazia să avem aici o clinică care poate să ofere la cele mai înalte standarde și aceste nașteri. Dar nu doar atât se întâmplă la clinică și o să discutăm, sigur că da, și despre laboratoarele din cadrul clinicii, unde prin contactele cu Casa de Asigurări aveți aceleași facilități ca la toate laboratoarele acreditate și, mă rog, cu contracte, unde se fac și altfel de investigații, da? Absolut. Aveți investigații specifice? Sunt, da? Orice laborator are un pachet minim de analize pe care trebuie să-l desfășoare ca să justifice activitatea. Sunt aceste investigații de rutină, să spunem, care le face orice laborator, care sunt în relație cu Casa de Asigurări, sunt decontate de către Casa de Asigurări. Toată problema și la desfășurarea acestor servicii se referă la cuantumul sumei decontate de Casa de Asigurări. De obicei, fondurile pentru analize nu sunt exagerat de mari și se epuizează pe parcursul unui rar. Oricine se adresează, oricărui laborator, da? Este servit instant. Noi am încercat să facem o oarecare eșalonare, să întindem de aceste fonduri cât mai mult posibil și se fac, bineînțeles, absolut toate analizele care se fac la un laborator. Analizele uzuale, se fac marker tumoral, se fac analize hormonale, pentru că meseria noastră este strict legată și de activitatea hormonală a organismului feminin. Sunt o mulțime de lucruri care se lucrează. Analizele specifice de genetică sau alte lucruri mai complexe le facem în colaborare cu alte laboratoare din alte, chiar și din satul mare, dar și din alte centre, cum ar fi din Cluj, din Timișoara. Deci, practic, încercăm să nu punem oamenii pe drumuri. Asta a fost politica mea medicală de când, nu știu, nu suport să stau la rând și nu suport să mă plimb de 100 de ori pentru un lucru. Prefer să vin, să aștept mai mult dacă trebuie, dar să se rezolve problema repede, să nu merg de 100 de ori în același loc
pentru a afla răspunsuri parțiale. Și atunci, de obicei, de aceea am și făcut această conectare între laborator clinică și laboratorul de osteodensitometrie, de măsurare a osteoporozei, pentru că atunci un pacient care a intrat în clinică și se suspicionează anumite patologii, este automat îndrumat la laborator, îi se fac anumite analize imediat, răspunsul vine până maxim a doua zi sau depinde de complexitatea analizelor care sunt necesare pentru a fi făcute și atunci se închide cercul mult mai repede. Deci deplasarea asta a pacienților este mult redusă și timpul costă bani peste tot pentru fiecare dintre sigur, noi. Sigur, mai ales în ziua și atunci, de astfel, fiecare e grăbit. Da, să... și atunci încercăm să facem lucrurile cât mai compact, deci cu vizite cât mai puține, să avem cât mai multe informații. De asta a pornit de la unul dintre Oscar, îi spunea el, One Step Clinic Assessment Diagnosis. Deci vine odată, omul intră în clinică, pleacă cu diagnosticul. Deci nu îl plimbăm, mai vine o mâine, după noi colegul, mâine după unele, după laborator, pe când le adună toate, omul pe și te întorci la medic, l-a uitat ce ți-a zis inițial și trebuie să o ia de la început. Deci încercăm să compactăm cât mai mult actul medical. Într-adevăr, asta presupune o serie de servicii consecutive, care unele sunt decontate de casă, altele nu, dar să timpul omului și, bineînțeles, calitatea actului medical să fie prioritatea noastră și să încercăm să-i ajutăm prin cât mai puține deplasări inutile. Cât personal este în total? Cu tot, cu laboratoare? Noi tot... suntem 53. 53, e mini fabricuță, să zic așa. Da, adică... 53 de angajați, pentru că într-un sistem de spitalizare continuă pe care îl avem noi și cu serviciul de urgență, nu-ți permite să nu ai personal în permanență la fiecare post și atunci automat lucrezi în trei ture, vis-a-vis de partea de spital, de singurele posturi unde se lucrează într-un singur schimb, sunt partea de, și acolo în două schimburi, în partea de secretariat și partea de laborator, care poți să spui că are un program relativ fix de luni până vineri, ca orice laborator normal. Dar și colegii de la laborator, dacă avem o urgență și avem nevoie de investigații de laborator, fac o gardă la domiciliu, răspund prompt apelurilor, se întorc, fac analiza la orice oră de zi și de noapte, ca să putem asigura un act medical de calitate indiferent de zile. Stimați telespectatori, vom lua o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în partea a doua. Așteptăm și telefoanele dumneavoastră, celor care aveți problemele sau credeți că ar trebui să vă faceți anumite consulturi, anumite analize. Așteptăm să ne sunați și, așa cum am promis, în acest an continuă campania Norvest TV Te Consultă cu medici specialiști. Am întâlnirea, să spun, cu cei mai buni specialiști din domeniile lor, care vor fi aici vineri, pentru și în slujba dumneavoastră, a sănătății dumneavoastră. Publicitate, revenim. Am revenit în direct, campania Norvest TV Te Consultă și continuă astăzi, așa cum va fi în fiecare vineri, cu medici specialiști. Cei mai buni specialiști vor fi aici și dumneavoastră veți putea beneficia de consultații gratuite, puteți interveni în direct astăzi alături de noi, Mircea Muncean, medic specialist în obstetrică ginecologie și directorul clinicii Ginoprax. Vorbeam de faptul că nu e foarte ușor acum să ai un spital, în afară de faptul că, în primul rând, trebuie să fie dotat în așa fel încât pacienții care vin să fie mulțumiți, dar există, să zic, și birocratic anumite formalități care trebuie îndeplinite și respectate. Și foarte multe. Deci sunt foarte multe aceste hârtii care trebuie făcute și e greu să le faci la un moment dat. Eu, nefiind obișnuit decât cu partea medicală din spital, am zis, bun, aia nu e o problemă să o adaptăm la ceva mai bun, să facem un spital privat. Partea de hârțogării din spate, în schimb, este năucitoare. Mai ales că există în sistemul medical românesc acum moda acreditărilor, ca să spunem așa. Nu e nouă, este o idee veche, nu e o idee greșită, e o idee foarte bună, să nu fiu greșit înțeles, e o idee foarte bună, în schimb, este foarte greu pus în practică la momentul acesta în România. Acreditările, ce înseamnă? Există aceste comisii de acreditare, de exemplu este RENAR-ul pentru acreditarea laboratoarelor și a apărut Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, care s-a înființat undeva prin 2011
și care până în 2015 trebuia să evalueze toate unitățile spitalicești cu paturi din România și să spună cam la ce standarde sunt acestea în funcție de un standard european stabilit ca atare pentru o unitate spitalicească și să se dea anumite ierarhizări. Da. Problema... O să te mai întrerup din când în când să mai luăm și telefoanele. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara și la mulți ani, la mulți ani și la domnul doctor. La mulți ani. Să rămână. Nu întâmplător am intrat în direct. Eu nu sunt pacienta domnului doctor, nici nu-l cunosc numai de la televizor. Nu l-am văzut personal, m-a ferit Dumnezeu, n-am avut nevoie de așa ceva și sper cât o-i trăi să nu am nevoie. Dar faptul că am cunoștințe care sunt paciente de-a domniei sale, vreau să vă reamintesc domnul doctor un lucru. Ziceați mai înainte că indiferent unde v-ați duce, ați reușit să atrageți foarte multe paciente după dumneavoastră, da, așa este. Și vă spun și de ce, ce se vorbește pe la colțuri. Că lumea vorbește, nu? Da, e vorbește. Drept, gura lumii da. Nu poate fi astupată niciodată, să știți. Da. Vă ascult. Vă spun eu, calmul, respectul și mai ales modestia de care dați dovadă, cu asta ați reușit să-i atrageți, să vă atrageți numeroase paciente, pentru că sunteți o persoană foarte, foarte calm și modest, mai ales că proveniți dintr-o familie și ați putea să vă țineți cine și eu ca mine nimeni și totuși ați fost un om al oamenilor. Dacă așa ar fi fost și dottore Ponta, ar fi câștigat alegerile. Să o țineți tot așa, baftă multă noapte. Da, vă mulțumesc foarte frumos. Mulțumim, pentru aprecieri. Eu consider, doamnă, ce spuneți că e o calitate necesară, nu neapărat suficientă, pe care ar trebui să aibă orice medic calmul. Că dacă îl vezi pe unul cu nervii, ce încredere poți să ai dacă vezi unul de asta și nervos? Și... Am o singură obiecție, partea asta cu modestia, sincer, da, nu prea modest. Caracterizează. Nu, să știți că nu, nu, sunt modest. Nu e modest. Bun, acum depinde și despre ce vorbim, că modestia poate fi interpretată ca o relație absolut umană și normală cu pacientul. Cu pacientul. Nu am o abordare de sus, că da, vai de mine, eu sunt... La asta se referea, da, doamna. Deci din acest punct de vedere, indiscutabil, întotdeauna am pacient care a ajuns să stau de vorbă cu el, întotdeauna pentru mine este cel mai... important lucru să-i rezolv lui problema. Adică nu există să-l iau să din scurt. Și nu. Eu sper că așa sunt toți medicii. În momentul în care un pacient intră în cabinet, atunci toată priceperea și tot timpul meu și toate ele aloc lui și concentrare maximă pe problema pacientului. Că nu de-aia vine la mine să mă vadă sau să vorbim discuții. Deci el trebuie să plece cu problema rezolvată. Din păcate la medic nu de bine ajungi. Exact. Că asta din acest punct de vedere, da. Mulțumesc încă o dată pentru aprecieri, doamnă, să rugăm că nu are nevoie și noi nu dorim nimănui să aibă nevoie de serviciile medicale de niciun fel, dar în continuare poate cei care... Poate să-și facă doamna programare la mine pentru discuții, să-mi crească self-esteem-ul când sunt la pământ, am să dau un telefon, doamne, să rog frumos să vină până la clinică să bem o cafea. Da, așteptăm telefoanele dumneavoastră, cei care doriți într-adevăr și consultații sau aveți anumite probleme în care v-ar putea ajuta, probleme specifice sau anumite analize, puteți suna, aceste consultații sunt gratuite în cadrul campaniei Nord-Vest TV Te Consultă. Vorbeam de spital, deci e această necesitate de a se autoriza și de da, a se verifica. Ideea de autorizare acestor unități sanitare cu paturi trebuie să fie autorizată de către Ministerul Sănătății. Aceste autorizații se renoiesc o dată la 5 ani și este important că această Comisie Națională de Acreditare Spitalelor, în intervalul acestor, teoretic trebuia până în 2015 să se încheie evaluarea tuturor spitalelor din România, ca ulterior să se facă o ierarhizare acestora, să se vadă la ce nivel suntem și, bineînțeles, să se spună la ce nivel trebuie să ajungem. Noi am avut parte de vizita echipei de la Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor anul trecut, în noiembrie. A fost un stres pentru noi, a fost un test dacă suntem sau nu capabili să ne ridicăm acolo unde noi credeam că suntem.
Ni s-a confirmat că da, deci am avut foarte puține neconformități din cele 12.500 de puncte care trebuie atinse pe această listă de evaluare. Am avut foarte puține neconformități. Deci vă dați seama, 12.500 de puncte. Da, lucruri care ei le urmăresc. Bineînțeles, asta este o listă generală care se adaptează la diverse grade de spital. Și a fost o bucurie pentru noi că am reușit să trecem acest pas cu bine. A fost, în primul rând, o încununare a muncii noastre de câțiva ani de zile, că suntem acolo unde trebuie și că n-am muncit degeaba. Pentru că e greu să fie acolo. Mai mare satisfacție. Îmi pare rău, o să te mai întrerup din când în când, să apucăm să luăm și telefoanele. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Florica mă numesc. Să rămână. Îl urmăresc cu mare interes pe domnul doctor și am dedus că se face și determinarea densității osoase. Da. Cum trebuie să procedez să ajung la dânsul? Când ar putea să meargă doamna? Pentru laboratorul de osteodensitometrie vă puteți adresa în orice zi, de luni până vineri, deci în timpul săptămânii, de la 9 dimineața până la 6 seara, la clinică, cu un bilet de trimitere. Acum discutăm de varianta compensată, ca să nu plătiți. Da? Deci este un serviciu de contat prin casă de asigurări, este un serviciu gratuit pe baza biletului de trimitere, atenție, de la medicul specialist, nu de la medicul de familie. Dumneavoastră intrând acum în direct, veți avea în urma parteneriatului pe care îl avem cu emisiunea Ora Adevărului, dumneavoastră veți avea oricum parte de gratuitate, doar să spuneți că ați sunat la această emisiune. Dar ca informație generală, cu bilet de trimitere de la un medic specialist în ortoped, ginecolog... Eu mă trebuie să ajung la un medic specialist pentru bilet de trimitere la rezonanță magnetică. Da, dumneavoastră oricum v-ați lăsat numele... Tot dânsul mi-a cerut și o determinare osoasă. Foarte bine, oricum v-ați lăsat numele și în fiecare zi când mergeți, doamnă? Mergeți luni, dacă doriți. Păi nu pot, că eu marți mă duc la domnul doctor. Deci de miercuri încolo. Când doriți dumneavoastră? De miercuri încolo, mergeți acolo. Știți unde e ginopraxul? Da, acolo, pe Crișan sau cum se cheamă. Lângă, pe Iuliu Hosu 57. Da. Eventual puteți să sunați înainte pentru programare, dar nu este obligatoriu. Chiar dacă vă adresați direct, eventual va fi un timp de așteptare variabil în funcție de câți pacienți așteaptă la acel serviciu, dar în principiu nu e investigație care durează foarte mult și se face relativ repede. Timpii de așteptare sunt destul de scurți chiar și fără programare. Deci miercuri puteți merge, miercuri, doamna, acolo, fără sunteți așteptată. Spuneți că ați intrat în direct și numele dumneavoastră. Sau dacă doriți acolo să vă prezentați la domnul doctor cu rezultatul gata făcut, vă puteți adresa luni dimineață clinicii și vei se face investigația în cursul zilei de luni și deja marți o aveți. Da, sau puteți merge luni. Rezultatul se eliberează pe loc, deci nu trebuie să așteptați după rezultat. Deci toți cei care interveniți în direct veți avea numele acolo la Ginoprax și veți beneficia de aceste consultații, respectiv analize gratuite. Așadar, să zic așa, mulțumit și automulțumit de rezultatul în urma acestui, cum să zic? Da, a fost un hop mare. Ne-am demonstrat nouă, da, că suntem acolo unde noi credem că întotdeauna trebuie să ai să ai un feedback, să ai o recunoaștere a ceea ce tu, să ai o oglindă, ca să spun așa. Degeaba mă văd eu cel mai frumos dacă nu e chiar așa. A venit ca și o confirmare. A venit ca o confirmare că ceea ce facem noi facem bine, să ne menținem acolo unde suntem, bineînțeles să ne tot îmbunătățim standardele de calitate și este într-adevăr dificil. Am luat-o la un moment dat ca o joacă, domnule, ce poate să ne spună nouă? Noi suntem profesioniștii, cei care vin să ne verifice sunt din alte domenii, sunt la nivel de funcționari, nu sunt toți neapărat medici, pot fi și medici, bineînțeles, dar evaluările sunt atât de precise și atât de clar delimitate la un moment dat, atât pe calitatea actului medical propriu zisă, cât în primul rând pe înscrisuri. Aici este o treabă care noi românii nu prea o avem la suflet. Eu personal recunosc că o urăsc din toată inima, să fac hârtii. Dar până la urmă, în ceea ce contează în viața asta sunt hârtiile. Și atunci, ca să ai un curs complet al dovezii că tu ți-ai făcut munca așa cum pretinzi că ți-ai făcut-o, trebuie să ai o serie de însemnări care să rămână. Să rămână. Scripta mane. Da, exact. Volant, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo, bună seara, mă numesc Lenita.
Să rămână. Sunt o pacientă de-a domnului doctor. Mulțumesc pentru intervenție. Și eu apreciez foarte mult. Mi-ar place ca mulți doctori din satul mare să fie ca dânsul, dar nu sunt. Ca respect, ca și comunicare între medic și pacient bolnav. E importantă. Aveți nevoie, mai doriți o programare, mai aveți nevoie de o consultație? Nu știu, aș vrea să vă întreb dacă se fac analize pentru tiroidă la dânsul. Da, da, se fac analizele hormonale pentru tiroidă, se fac, da. Bun, atunci poate să meargă doamna... La fel, același sistem. Dacă acum, ca dumneavoastră, ați intrat în direct, o să vă ajutăm să faceți aceste analize, dacă aveți nevoie de ele, oricum gratuit, fără costuri. Dar în cazul în care veți avea nevoie de ele, pachetul de hormon tiroidien poate fi făcut pe pachetul gratuit de la casă de asigurări, în cazul în care aveți asigurări de sănătate, pe bilet de trimitere, fie de la medicul de familie, fie de la medicul specialist, la fel endocrinolog, vreau internist. Vreau să vă zic că nu despre mine ar fi vorba, despre fiica mea, pentru... Fica dumneavoastră, bun. Nu contează. Da, dacă aveți nevoie de aceste analize, pentru faptul că ați intrat în direct cu noi, le aveți oricum gratuit, dar pe viitor, pentru alte cunoștințe de ale dumneavoastră, să știți că aceste analize sunt decontate de casă și se pot face gratuit pe baza biletului de trimitere, dumneavoastră, inclusiv, nu vă de, la, mai trebuie. Inclusiv puteți, de la medicul de familie. Puteți merge acum cu fiica dumneavoastră fără bilet de trimitere, pentru că ați intrat, când să meargă? La fel, acea... oricând doriți dumneavoastră. Laboratorul funcționează ca recoltare dimineața de la ora 8, de la ora 7:30 până la ora 11:30 se pot recolta analizele, iar eliberarea rezultatelor e până pe la 6 seara. Deci ideea să fie înainte de masă prezentă fiica dumneavoastră acolo, de luni până vineri. Deci mergeți luni chiar cu fiica dumneavoastră, numele dumneavoastră când să fie acolo. Dacă aveți o recomandare să fie în anumite zile de ciclu, bine, acum la hormonii tiroidei nu e cazul, ci doar la cei legați de infertilitate, cum avem noi, mergeți în ziua respectivă când doriți și se fac analizele. Nu este nici acolo neapărat nevoie de programare, ca să nu stați mult la rând, că sunt și pacienții programați până la ora 10, între ora 10 și 11 se preiau pacienții fără programare. Deci între 10 și 11 este cel mai bine, iar numele dumneavoastră va fi lăsat acolo la... La recepție, la recepție, da. Sigur. Bună seara, cu cine stăm de vorba? O telespectatoare. Să rămână, vă ascultăm. Aș vrea să-l întreb pe domnul doctor, la clinica pe care o conduceți, dacă se efectuează, dacă există acele servicii medicale ginecologice legate de sterilitate și dacă se decontează de casa de sănătate. Mulțumesc, o seară bună. Și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Există investigațiile pentru infertilitate, se fac la noi la clinică până la un anumit nivel, respectiv nu putem să facem fertilizare in vitro, de asta vă întreb, depinde la ce vă referiți, acum ați închis și nu avem un dialog în direcția aceasta. În rest, ce este decontat de casa de asigurări sunt anumite analize care se regăsesc în lista analizelor de laborator și consultația propriu-zisă. Restul, partea de ecografii, de monitorizări a ovulației, de astfel de lucruri, nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări și, din păcate, nu sunt gratuite la clinică. Da, dar pentru mai multe poate să te caute. Sigur că doamna, da, puteți sau sunați sau dovește. Persoana care este interesată poate suna la clinică pentru detalii sau poate să intre și pe site, pe pagina de internet a clinicii și acolo are lista de prețuri și lista de servicii compensate pe care le avem pe www.ginoprax.ro. Deci www.ginoprax.ro. Dar oricând sună la clinică, personalul de la secretariat poate să le ofere aceste informații. Da. Mulțumim frumos, doamnă. Apropo de infertilitate, a crescut foarte mult numărul cuplurilor cu dificultăți în procreere la nivelul clinicii noastre, deci ca adresabilitate, acum nu pot să spun că la nivel de satul mare sau așa, vorbesc de cei care ni se adresează nouă și foarte interesant, sunt din ce în ce mai multe cupluri la care factorul masculin este
este cauza infertilității. Probabil datorită stresului, agitației și a modului nostru de viață începem să scârțim, să spunem așa, și în locul unde ne doare tare. E greu și exista într-o vreme, cred că la asta se referea doamna, de ce îmi pare rău că n-a rămas pe fir, există încă în vigoare programul național pentru infertilitate, dar se referă la anumite clinici din România care au intrat în programul național de fertilizare in vitro. Sunt niște criterii de selecție care se fac, o parte din ele se pot face și la noi la clinică pentru a îndruma cuplurile înspre centrele respective, și acelea sunt niște servicii foarte scumpe și mă gândesc că la alea se referi doamna, din care statul rambursa o parte din bani, deci din costurile de vreo 2.500-3.000 de euro cât ar costa un ciclu de fertilizare in vitro, undeva pe la 1.800 se decontau în clinicii respective și erau returnați în pentru variantele partea, acestea de fertilizare, dar la noi nu se face fertilizare in vitro. Ce facem, într-adevăr, sunt aceste inseminări intrauterine, care tocmai aceste cupluri unde factorul masculin este implicat până într-o anumită măsură, deci până la o anumită limită a disfuncționalității spermogramei, până acolo pot fi foarte bine ajutate astfel de cupluri și printr-o procedură relativ simplă se le crește foarte mult șansele de a obține o sarcină. Și aceste lucruri le facem chiar cu succes, avem deja copilași, cred că acum 2 ani, 2 ani jumate s-a născut primul copilaș obținut la noi în clinică prin această tehnică și de atunci avem cred că peste 20 de copilași. Ți-ai calculat obținut cam câți copilași ai adus pe lume? De când am deschis clinica sunt peste 600, nu știu exact câți, al 600-lea a fost undeva prin noiembrie. După aceea nu i-am mai cuantificat, îi țin fetele de la nou născuți, le țin evidența. Deci acum facem la cifre rotunde. Am făcut al 500-lea, al 1000-lea, la 1000-lea, da, la 10.000, la 100.000, da. Să ne ține Dumnezeu sănătoși și să le țină Dumnezeu nerabu, să dumărătilor, să facă copii în primul rând și în al doilea rând să nască la clinică la noi, cei care au încredere în noi, bineînțeles. Da, timp de câteva minute mai puteți suna, stimați telespectatori, pentru consultații gratuite în cadrul campaniei Norvest TV Te Consultă, campanie la care participă și Mircea Muncean. Sigur că da, este foarte important până la urmă, nașterea unui copil e un eveniment, mă rog, foarte important în viața oricărei familii și fiind foarte important trebuie și foarte bine gestionat, supravegheat și respectiv ceea ce a încercat și a reușit Mircea să facă, să ofere o siguranță și o comoditate a persoanelor care nasc. Sigur că da, nu putem vorbi numai despre nașteri, pentru că asta e partea frumoasă, să zic. Partea mai puțin frumoasă este că sunt și boli multe. Absolut. În această specialitate, sigur că da, și poate chiar mai multe cazuri și decât, alte da, lucruri. Deci dar am vorbit despre lucrurile mai frumoase, că e vineri. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo, bună seara. Să rămână. Sunt pacientă Stan, am fost astăzi la dumneavoastră la clinică. Da. Și mi s-a găsit diagnostic de chist bartolinian, exact, ceva de genul. Da. Și aș dori să ajung chiar la dumneavoastră să știu exact să că un pic cât așa. Când o poți vedea pe doamna? Ziua de luni vă convine? Deci nu era abcedat chistul, din câte am discutat cu colega mea, mi-a spus de dumneavoastră, era un chist bartolinian destul de mare, încă nu, ca să traduc pe limbaj popular, nu s-a spart încă, da? Deci nu este fistulizat. Da, da. Bun. Da. Antibiotice foarte ați primit multe tratament? Am înțeles că ați primit un tratament și acum, dacă doriți în cursul zilei de luni în jurul prânzului, o să vă rog frumos să reveniți la clinică, spuneți că sunteți doamna care ați intrat în direct, pe care a văzut-o astăzi doamna Dr. Chițanu, da? Și puteți să veniți luni, vă rog frumos, cu indicațiile de la doamna doctor și vă spun dacă consider că mai este de făcut ceva suplimentar sau nu. Bine, la ce oră mai exact? Din păcate, nu știu să vă spun ora, luni am o zi foarte încărcată, în mod normal nu sunt la clinică pentru consultații, ci am program administrativ mult, undeva în jurul prânzului. Vă rog frumos să sunați eventual la clinică luni înainte de masă pe la ora 10 și o să vă spună fetele în ce interval orar voi fi înăuntru și atunci să vă rog frumos să reveniți. Bine, vă mulțumesc mult, mult. Cu
multă plăcere. Sărut mâna, doamnă. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Sărut mâna, sigur că de asta ce spuneam, că noi am vorbit despre partea frumoasă, despre nașteri, sigur că da, e partea și mai spectaculoasă și mai frumoasă. Există, în schimb, și alte boli, alte boli specifice și de aceea și prin această campanie noi încercăm să nu le neglijați, să încercăm să vă convingem, să nu le neglijați, să mergeți la timp la aceste consultații și, așa cum spunea Mircea, și de fapt toți medicii, cu cât descoperi mai repede orice afecțiune. Da, și mai ales, asta probabil n-am mai amintit de mult, este încă în vigoare și va continua și anul acesta și probabil se vor ține de cuvânt cei de la minister 5 ani de zile de la momentul inaugurării de acum 2 ani de zile, screening-ul pentru cancerul de col uterin. Da. Ceea ce înseamnă o consultație gratuită cu un test Papanicolaou gratuit pe baza unui formular special de trimitere obținut de la medicul de familie. Din păcate, dezavantajul acestui program este că pacientele au posibilitatea să beneficieze o singură dată în acest interval de 5 ani de această investigație, dar măcar se face din nou o triere, se face un filtru și absolut toate pacientele din România, indiferent că sunt asigurate sau nu sunt asigurate, beneficiază odată la 5 odată ani, la 5 ani de această investigație. Și vorbim totuși despre depistarea din timp a cancerului, ceea ce e o treabă bună, un utilă. Pas mare în față. Bună seara! Bună seara! Salut, bună seara! Da, aveți vreo problemă? Doriți o consultație? Da, aș dori o consultație. Am înțeles. V-ați lăsat numele la colegul meu. Când pot să o primim? Da. Ce vă putem ajuta ca idee, așa, aproximativ măcar? Eu am o rană mai veche, tot fac tratament și acum au reapărut. Am înțeles. Deci este o problemă. Este o problemă de ginecologie, nu? Mă gândeam că sunteți însărcinată, sunt probleme mai urgente, de aceea v-am întrebat. Am o rugăminte, să vă rog și pe dumneavoastră dacă puteți să sunați luni înainte de masă și să le rugați pe colegele mele tot pe luni să vă facă o programare. Nu știu exact să vă spun, pe la 10. Nu știu să vă spun ora la care voi fi în clinică în cursul zilei de luni. Probabil înainte de, în jurul prânzului, cândva între 1 și 3, 4, nu știu exact. Depinde cum îmi termin alte acțiuni programate. Care e numărul la clinică, să știe? Da, numărul de programare este 0361 40 10 10 sau 0722 77 11 87. Deci 0361 ăsta e fixul, cum ar veni prefixul, 0361 40 10 10. Exact. 401010, ca să știe și doamna dinainte, sigur că să sunați luni pe la 10 și atunci o să vă spun oricum exact. Oricum o să iau eu numărul dumneavoastră de telefon acum la plecare și o să le rog pe secretară să vă contacteze în cursul zilei de luni înainte de masă. Nu avem numărul de telefon, dar nu le avem, dar nu contează. 0361 40 10 10. Sunați luni, doamnele care v-ați programat pentru luni în jurul orei 10 și o să vă spună doamnele de la recepție exact la ce oră să mergeți la aceste consultații. Până la urmă, în afară de consultații, nu uitați ginopraxoare și laborator. Rană pe col, cu așa mai departe. Deci, trebuie lucrurile investigate cu atenție, că de acolo, de la astfel de rând de pe col, la un moment dat neglijate, ignorate, se pot nu se dă importanță, se ajunge la cancer, pe scurt. Bine, sigur, evoluția nu e așa cât o discuție acum, sunt bine, peste o lună am cancer, dar în câțiva ani de zile neglijat, putem ajunge, ajunge acolo. Da. Așadar, stimați telespectatori, așa cum am spus, ginopraxul nu se ocupă doar de nașteri și doar de aceste probleme. Doar de femei, ca să lămurim și pe asta, că nu veneau bărbații la laboratoriu, spuneau, deci, aici nu mă duc în maternitate. Chiar nu ne-a sunat niciun bărbat. Niciun domn. Atenție, se fac analize acolo și pentru partea masculină, să zic așa. Deci, este un laborator de analize medicale cu funcționare completă, ca orice alt laborator de analize medicale existent pe piață la momentul acesta în satul mare, deci adresabilitatea este cu circuit deschis, oricine dorește să-și facă analizele poate să se adreseze laboratorului nostru, aceleași facilități pe contract cu casa de asigurări ca alte laboratoare, doar că noi încercăm puțin să întindem de fonduri cât putem să le eșalonăm cumva ca să acoperim ca să cât mai mare parte al lui. Bine, nu reușim. Te trezești cu pacient că zici, domnule, da, nu am fonduri să țină exact să vă cum vă spuneam, mi se pare destul de penibil să vină omul să spună, știți, am nevoie de asta și să rog, vină o luna viitoare, pe el atunci al doare. E un pic
greu de imaginat pentru mine, dar încercăm să ne adaptăm regulilor jocului și să facem să fie bine pentru toată lumea. Da, asta este important și sigur la fel că... și osteoporoza nu e o apanaj specific femei, nu e o boală specifică femeilor. Osteoporoză pot face și bărbații, pot face și copiii, pot face. Deci sunt, repet, astea sunt diagnostice puse de medici specialiști în domeniu, de ortopezi, de endocrinologi, de reumatologi, dar inclusiv bărbații au nevoie uneori de, sigur, mai rar decât femeile la menopauză, acolo e ponderea cea mai mare, dar sunt, aparatul nostru detectează, și are când, și funcția de whole body. Când ar trebui să-ți faci această, ce simți, care sunt simptomele? Investigație? Culmea că e o boală asimptomatică, nu prea simți. Nu prea simți. O treabă destul de neplăcută. Deci nu faci o radiografie pentru orice sau observi că ai o predispoziție la fracturi, foarte ușor se fracturează oasele, da. Fragilitățile acestea osoase, care ridică suspiciunea osteoporozei și atunci deja pasul următor ar trebui identificată cauza. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Rosalia Ciofic. Sărumâna. M-am înscris la o consultație, dacă se poate. La o consultație, tot așa, luni la ora 10. Numărul de telefon îl știți? Da, l-am auzit. 0361 40 10 10. În jur de ora 10 sunat și o să vă spună doamnele de la recepție când să mergeți exact la domnul doctor luni. Da. Bine, mulțumim. Vă mulțumim frumos, doamnă, pentru... Da, am întins și noi emisiunea așa cum se întind, cum ziceai tu, că se întind analizele pe tot parcursul lunii. Totuși am depășit deja cu 10 minute, așadar trebuie să ne luăm rămas bun. Nu contează, Mircea este alături de noi tot în tot acest an și cu o anumită regularitate în peste câteva săptămâni o să revină și cei care n-ați reușit acum să intrați în direct puteți suna atunci. Iar sigur că dacă aveți probleme mai urgente, numărul de telefon îl repet, 0361 40 10 10. Puteți atât pentru a vă programa la consultații, cât și pentru a vă programa pentru analize. Noi îți mulțumim, Mircea, că ai fost și astăzi alături de noi și în această campanie. Eu mulțumesc de invitație, le urez multă sănătate sânmărenilor până la următoarea revedere și reauzire. Să sperăm să fie cât mai, să fim cât mai veseli și mai fericiți anul ăsta. Optimiști să fim. O urare bună de an nou, așa și de... Vorba aia, să fim sănătoși că restul cumpărăm. Da. Stimați telespectatori, dacă nu avem credit în franci, elvețieni. Aceasta a fost emisiunea noastră, pentru că vine sfârșitul de săptămână, vă dorim un sfârșit de săptămână super. Nu uitați la ora 20 cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV, o să vedeți știri foarte interesante și astăzi și bineînțeles o să rămâneți alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Ăia hoți, ăștia hoți, mama rolator.